această dimineață să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne închinăm Domnului Iisus Hristos și vă invit să începem această dimineață de închinare cu cântarea de la numărul 655. 655. Veniți să cântăm laudă lui Iisus și să ne închinăm lui Dumnezeu de sus. Lui să-i dăm onoare și toți să-L slăvim în a sa splendoare. Pe El să-L mulțumim. Mulțumim pentru harul de a sta în prezența Ta și de a ne închina împreună ca biserică. Binecuvântă timpul acesta pe care îl petrecem împreună în închinare. Doamne, mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul adevărului, cuvântul Tău inspirat de Duhul Tău, prin care ne înveți, ne mustri, ne îndrepți și ne dai înțelepciune neprihănită. Mulțumim că avem Duhul Tău cel Sfânt, care este călăuzitorul, mângâietorul și învățătorul nostru. Doamne, Te rugăm prin cuvânt și prin Duhul Sfânt să ne vorbești și astăzi. Amin. Să lucrezi în fiecare inimă. Doamne, Tu ne cunoști starea, nivelul de credință și de creștere spirituală. De aceea, vorbește-ne și învață-ne și ajută-ne să creștem în omul dinăuntru. În timpul acesta să fim motivați, cercetați, pătrunși de Duhul Tău, de cuvântul Tău, să ne apropiem de Tine și îți mulțumim că Tu te apropii de noi. Binecuvântă pe toți cei prezenți, frați, surori, copii, tineri. Doamne, dă-ne împreună un timp binecuvântat de har, de cercetare. Amin. Amin. Binecuvântă și pe cei ce nu pot fi cu noi, frații noștri de credință, care sunt bolnavi în suferință, în încercare. Doamne, întărește-i în omul nostru și atinge-te și de trupurile lor. Te rog să ai milă în continuare și de frații noștri din zona de război, din Ucraina, din Rusia, Doamne. Întărește pe frații de credință, întărește slujitorii Evangheliei Tale, care predică acolo cuvântul Tău, Doamne, dă-le putere să fie credincioși. Amin. Îți mulțumim pentru tot ce ești gata să faci în această dimineață. Binecuvântă robul Tău care va predica. Amin. Și orice slujitor al Tău care se ridică în numele Tău astăzi, te rog să-i dai cuvânt. Amin. Pentru slava Ta și cere toate, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Așa cum stăm, aș vrea să citesc pentru momentele de rugăciune din această dimineață, cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 14 la 30. Este textul pe care l-aveam rânduit pentru studiu astăzi în broșura și în calendarul nostru de studiu. Matei 25, 14 la 30. Aș vrea să citesc acest text în a
atenția noastră, să ne gândim la El și motivați de învățătura cuvântului să ne rugăm și în această dimineață. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unul i-a dat 5 talanți, altul i-a 2 și altul i-a 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Îndată cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoți și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și l-a cerut socoteală. Cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat pe ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se credea că tu să-mi fi dat bani la zaraf și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm corul slăvit pe Domnul Popântar.
popor în această dimineață, la închinare, frați și surori, este o binecuvântare pe care o avem din nou din partea Domnului să fim împreună și, așa cum am fost îndemnați și prin cântarea corului, să facem aceasta cu bucurie. Să stăm înaintea Domnului, adunați împreună cu bucurie, pentru că Dumnezeu ne dă harul acesta de a veni împreună ca biserică, ca și poporul Lui, înaintea Lui, prin Domnul Iisus Hristos. Venim înaintea Lui Dumnezeu cu bucurie, pentru că avem un mijlocitor, avem un mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. În această dimineață aș vrea să ne rugăm motivați de textul pe care l-am citit. Fratele pastor Ben mi-a prezentat duminica trecută ambele capitole, perspectiva Domnului Iisus Hristos cu privire la sfârșit, vremurile sfârșitului. Însă, din textul de astăzi, aș vrea să învățăm despre credincioșia noastră în slujire, în lucrare, în umblarea cu Domnul. Vedem că Dumnezeu, Stăpânul, reprezentat aici în pildă, Domnul Iisus, la sfârșit va aprecia caracterul și credincioșia. Rob bun și credincios. Tema de studiu pentru astăzi era răsplata fiilor împărăției. Dar pe ce criterii vine răsplata? Pe ce criterii vine aprecierea Domnului și a Stăpânului? Rob bun și credincios. Și toți ne rugăm și la mormântări și ne gândim că am vrea la sfârșit, când vom sta înaintea Domnului, să auzim acest calificativ, această apreciere a Domnului, acest verdict. Bine, rob, bun și credincios. Dar în pildă, vedeți, avem și un exemplu din cealaltă parte. Un rob viclean și leneș. Un rob fără caracter, înșelător, viclean, șmecher și necredincios, care n-a vrut să lucreze cu ceea ce i-a încredințat Domnul. Pentru a fi acești robi credincioși, care să primim aprecierea și răsplata Stăpânului, e important să ținem cont în pilda Domnului Iisus Hristos, pilda talanților, sunt trei momente importante. Este primul moment și trebuie să fim și noi conștienți cât mai profund de acesta. E momentul încredințării valorilor. Momentul încredințării. Când stăpânul cheamă robii și le încredințează avuția sa. Spune versetul 14. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care când era să plece într-o altă țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1. Fiecăruia după puterea lui și-a plecat. E momentul acesta în pilde când stăpânul își cheamă robii și le încredințează valoarea sa, avuția sa, valorile sale. Și așa cum am zis și data trecută, pilda talanților nu-i despre talente, ci despre valori, despre bani, despre avuție, despre bogăție. Da, putem include tot ce ne-a dat Dumnezeu aici. Dar e foarte important să ajungi la nivelul acesta de conștientizare că ceea ce ai nu e al tău, ci a stăpânului. Noi suntem doar administratori peste toate lucrurile pe care le avem. Tot ce am primit e darul și harul lui Dumnezeu. Noi suntem administratori. A chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa, după cum el i-a cunoscut. Probabil că și între ei s-ar fi întrebat unii, de ce la 1.5, de ce la 1.2, de ce la 1.1. Asta știa stăpânul. Zice că le-a dat la fiecare după putere. A știut cât poate fiecare. Și tu nu trebuie să te întrebi de ce el are atâta și eu am atâta. Tu trebuie să te întrebi și să recunoști că ceea ce ai nu e al tău, e darul lui
e bunătatea Lui și e harul Lui. Ca să fii credincios în slujire, trebuie să ajungi la această conștientizare că Stăpânul ți-a încredințat tot ce ai. Sufletul, viața, resursele. Și ele sunt limitate. După capacitatea pe care Stăpânul a văzut-o în tine. Și El știe că a pus-o în tine. Resursele noastre sunt limitate la ceea ce Dumnezeu știe că avem capacitate să ducem. Și toate sunt darul Lui. Dacă mai includem și luăm aplicativ ce ne-a dat Dumnezeu, cuvântul, Duhul, mântuirea, descoperirea voii sale și a planului său. Totul este darul lui Dumnezeu. Cum spune și Pavel, ce lucru ai pe care să nu fii primit? Tu ești un administrator. Și Dumnezeu vrea să fim administratorii spravnici, credincioși. Domnul să ne ajute. E primul moment sau prima realitate de care trebuie să fim conștienți a încredințării. A doua realitate și al doilea moment în pildă este momentul implicării sau investirii. După ce Stăpânul le-a încredințat avuția la rob, spune textul, a plecat într-o călătorie, a plecat. Versetul 15. Și ei știau din start când le-a încredințat valorile lui, talanții lui, banii lui, pentru că spune că asta însemnau banii de aur sau de argint. Ei știau ce au de făcut. Trebuiau să investească, să se implice. Și textul spune, îndată cel ce primise cei 5 talanți, s-a dus și i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa cel ce primise cei 2 talanți, a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus, i-a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Este realitatea aceasta a implicării, e perioada aceasta a implicării. Dragii mei, e timpul acesta în care, din moment ce conștientizez, și noi trebuie să fim între cei ce am conștientizat deja ce ne-a încredințat Dumnezeu, ce ne-a dat Dumnezeu, ce avem din partea lui Dumnezeu și cine suntem în relație cu Dumnezeu, e perioada aceasta în care trebuie să investim, să folosim, să ne implicăm cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și noi suntem în perioada aceasta și dacă resursele Dumnezeu le-a limitat și ceea ce le-a dat ne-a limitat după capacitatea noastră, cunoscându-ne capacitatea, vreau să vă spun că și timpul acesta ne este limitat de Dumnezeu după cunoașterea Lui. Timpul când ne putem implica este limitat de Dumnezeu, nu de noi. Noi nu știm cât ne putem implica, cât putem investi. Știm ce putem investi, știm ce avem, ar trebui să știm ce avem și ce putem investi, dar nu știm cât putem investi. Pentru că dacă și resursele ne sunt limitate, cu siguranță timpul este limitat. Și dacă resursele știm, ar trebui să știm cât avem, timpul niciodată nu știm cât avem. E un timp limitat în care Dumnezeu ne responsabilizează, ne cheamă să investim pentru împărăția Lui, să investim pentru El, să investim valorile pe care El le-a pus în noi, să investim valorile pe care ne-a încredințat, să le administrăm cu înțelepciune, investind pentru slava Lui, în lucrarea Lui, tot ceea ce a pus Domnul în noi. Și ar vrea să ne rugăm în această dimineață ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm, să folosim resursele lui Dumnezeu în timpul pe care ne-a dat Dumnezeu. Până nu-i prea târziu. Până nu-i prea târziu. Vremea este limitată. Iată-te de acum, vremea s-a scurtat, spune Pavel. Și se scurtează tot mai mult. Ce facem cu resursele Stăpânului în timpul pe care ne-a dat Stăpânul? Pentru unii e 50, 80, 30, 20, 10, nu poți ști câți ani ți-a dat Stăpânul încă, de când ți-a încredințat și ai înțeles că ți-a încredințat resursele. Ți-a dat harul Lui și bunătatea Lui. Ce faci cât timp îți dă Stăpânul? Care nu-L cunoști, nu-L controlezi.
această dimineață să ne rugăm în primul moment de rugăciune, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a pus în noi, tot ce ne-a dat, toate resursele, toate binecuvântările duhovnicești și pământești. Toate suntem chemați să le administrăm ca și cum sunt al Lui, nu ale noastre. Nimic nu este al nostru. Nu suntem noi proprietari. Totul este al Lui și este darul Lui. Citeam despre copii săptămâna aceasta, despre copii așa doar că ne este foarte ușor să recunoaștem că sunt darul Lui Dumnezeu. Dar îi luăm ca și cum sunt darul Lui Dumnezeu și sunt ai noștri după ce ne-a dat Dumnezeu. Dar noi trebuie, după ce i-am primit ca darul Lui Dumnezeu, să recunoaștem în permanență că sunt proprietatea Lui Dumnezeu în primul rând și apoi a noastră și noi trebuie să-i creștem ca și pe copiii Lui. După ce i-am primit, da, copiii sunt darul Dumnezeu, sunt binecuvântat Lui Dumnezeu, dar copiii rămân în primul rând proprietatea Lui Dumnezeu și apoi a noastră. Ca părinți, familie, bunici. Și trebuie să-i creștem conștienți de această realitate. Nu sunt numai darul Lui Dumnezeu, ci rămân proprietatea Lui Dumnezeu. Și toate lucrurile sunt așa. Ele sunt pentru noi un beneficiu nostru, dar rămân proprietatea Lui Dumnezeu și darul Lui și proprietatea Lui. Noi trebuie să le folosim ca atare. Și mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune. Vreau să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune, să fim mulțumitori că tot ce avem e darul Lui, dar să cerem înțelepciunea în timpul pe care Domnul ne-l-a dat. Să știm să investim ce a pus El în noi, ce ne-a dat El nouă, spiritual și pământește, pentru slava Lui, pentru împărăția Lui. Amin. Vă invit să vă ridicați și cu aceste gânduri, cu 3-4 frați de jos, 3-4 surori, să venim în rugăciune cu voce tare. Ar vrea să ne rugăm și pentru frații noștri care trec prin suferințe în zona de război în Ucraina. Citeam chiar dimineață despre un păstor din zona aceea de război care a fost prins, arestat, prins de soldații ruși, un păstor din Ucraina, nu mai au contact cu el, nu știu ce se întâmplă cu el, ce a făcut cu el. Aș vrea să ne rugăm pentru frații noștri acolo, care sunt chiar acolo în mijlocul luptei, pentru cei care sunt credincioși, Domnul să-i întărească, să țină sus cuvântul, să ne rugăm pentru cei care sunt necredincioși, să audă cuvântul chiar în aceste împrejurări, să dea Dumnezeu putere robilor să-i să vestească cuvântul și credincioșilor să-și pună darul la dispoziția Domnului. Aș vrea să ne rugăm de asemenea și pentru frații din biserica noastră care sunt prinși de boală, de încercare. Aș vrea să-l aducem înainte a Domnului și pe fratele Nicu Sârb. Ieri s-a simțit foarte rău, este la spital, internat. Am comunicat cu fratele Dorin și aș vrea să-l aducem înaintea Domnului și pe el să se atingă Domnul după înțelepciunea lui și după harul lui de el. Cu câțiva frați, 3-4 frați, 3-4 surori de jos, haideți să venim în rugăciune înaintea Domnului. Lăsați locurile și să lăudăm împreună pe Domnul și cu cântarea de la numărul 299, primele trei strofe, 299. La muncă, frați, pentru Hristos, în via sa, cu zor, cuvântul său să-l ținem sus, lucrați, lucrați cu spor. Lord,
credincioși și a primi răsplătirea Domnului, trebuie să fim conștienți că Domnul ne-a încredințat valorile Lui după înțelepciunea Lui și după capacitatea pe care El a pus-o în noi. Trebuie să fim conștienți de asemenea că avem un timp în care putem investi și ne putem implica cu aceste valori. Însă, pilda spusă de Domnul Iisus prezintă și un al treilea moment, momentul întoarcerii stăpânului. Versetul 19 spune, după multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Momentul când stăpânul se întoarce, normal, în pildă, Domnul Iisus vorbește despre venirea Lui, e momentul socotelii. E momentul când vrem, nu vrem, va trebui să stăm în fața stăpânului. Stăpânul s-a întors și le-a cerut socoteala robilor. Și observați, toți au venit, textul nu mai spune, ci dintr-o dată spune, cel ce primise cei 5 talanți a venit. Automat. A trebuit să vină. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el. Și-au dat socoteală. Deci au făcut cu ceea ce le-a dat stăpânul, cu banii stăpânului, cu averea stăpânului, cu valorile stăpânului. Au trebuit să dea socoteală și socoteala a adus după ea și răsplata. A urmat răsplata și răsplata a fost după caracter și credincioșie. Bun și credincios, viclean și leneș. Caracterul și credincioșia în lucrare aduc răsplătirea. Asta putem învăța din această pildă. Neascultarea, viclenia, crezând că poate rezolvăm noi cumva și cu șmecheria, cu că stăpânul nu o să se supere sau... Deci, e foarte interesant ce spune aici în această pildă robul necredincios. Zice, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai. Știți ce înseamnă asta? Ce... Și dacă ar fi să ne gândim că stăpânul acela avea atâta autoritate, atâta putere, încât și unde n-a semănat, el avea dreptul să ne să ia. Dar cu atât mai mult, adică și dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat nimic, tot are dreptul să ne ceară. Pentru că este Dumnezeu. Dar dacă ne-a dat tot și ne-a dat când ne-a dat, cu cât mai mult are dreptul. Că mulți întreabă, de ce Dumnezeu judecă? De ce Dumnezeu ne cheamă la socoteală? De ce trebuie să stăm în fața Dumnezeu la judecată? Și noi cei din biserică, la judecata de evaluare a slujirii, a credincioșiei noastre, în timpul de când l-am cunoscut pe Domnul și ne-am întors la El până vom pleca, va trebui să stăm la scaunul de judecată al lui Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat tot ce avem și El are dreptul să ne ceară socoteală. Și El vrea să arate că răsplătirea Lui este corectă. Și tot ce face El este corect și drept. Suntem în perioada când ne putem implica. Dar vine vremea când stăpânul se întoarce și va trebui să dăm socoteală. Haideți să continuăm să ne rugăm și să ne gândim. Să fim credincioși și să ne implicăm cu ceea ce ne-a dat Domnul pentru slava Lui, pentru împărăția Lui. Că atunci când va veni, să putem cu adevărat să auzim că Domnul zice, bine, rog, bun și credincios. Ai fost credincios? Chiar cel ce a primit 5 talanți. Domnul a zis, bă, ai făcut și multe lucruri, într-adevăr. Nu, ce facem noi oricum, în puțin. Dar să fim credincioși în puțin. Cu puținul pe care îl avem. Și
Să fim credincioși, asta e dorința Domnului. Și El ne va răsplăti după bunătatea Lui și înțelepciunea Lui și după dreptatea Lui. Vă invit să vă ridicați și să continuăm rugăciunea cu doi frați și două surori din partea corului, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să avem în atenție și momentul acesta când Stăpânul va veni. Și în lumina aceasta să ne implicăm, să investim valorile pentru slava Lui, pentru împărăția Lui. Vreau să ne rugăm și pentru slujirea din după masa aceasta, de la Biserica Biruința, pentru închinarea pe care o vom avea împreună, pentru lucrarea care se va face acolo. Ar vrea să ne rugăm să aducem înaintea Domnului rugăciune și această lucrare și motivele pe care le-am mai menționat și ceea ce ne învață cuvântul, haide să aducem în rugăciune înaintea Domnului cu mulțumire și cu mijlocire ca Domnul să lucreze în fiecare dintre noi. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și ascultăm corul slăvit pe Domnul cu o cântare.
ajute pe toți să rămânem rog credincioși în casa Domnului, la dispoziția Lui până la capăt. Amin. Vă salutăm din nou cu bucurie pe toți cei prezenți la închinare și musafirii casei Domnului. Salutăm în mod special împreună cu noi pe fratele Ionuț Amatesei, pastor la Biserica Baptistă Maranata din Suceava. Cred că este un frate cunoscut, Bisericii Emanuel, a petrecut împreună cu mine și eu cu el, dar el a stat mai mult pe aici, stătea și în weekend la cursurile care s-au făcut aici, de fapt de la București, am fost colegi împreună 4 ani, aici câte cursuri s-au făcut, noi am încercat să le luăm pe toate, am fost de fiecare dată împreună și mulțumim Domnului că avem ocazia să slujim cu Evanghelia, el la Suceava, eu aici și ne bucurăm de data aceasta să fim împreună. Este împreună cu cel mai mare dintre copiii lui, cu fiul lui cel mare, David. Domnul să te binecuvânteze, David. Și ne rugăm ca în această dimineață Dumnezeu să ne vorbească prin cuvântul pe care l-a pus pe inimă. El este și mai aproape acolo de război, de zona de război, de Ucraina. Ne poate spune, cred că a fost de multe ori în Ucraina și acum, de când a început războiul, a fost, cred că, până la cel învățătură. Și el e mult mai aproape, ne rugăm ca Domnul să-i întărească pe cei de acolo și pe noi toți să fim o mărturie pentru el. Amin. Amin. Vreau să mai lăudăm pe Dumnezeu, înainte de a ne apropia de cuvânt, cu o cântare. Cântarea de la numărul 69. O să cântăm prima și ultima strofă. 69. În timpul acesta îl onorăm pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie și ne pregătim să ascultăm cuvântul care va fi citit și apoi propovăduit de fratele pastor Ionuț Amatesei. Sfânta Scriptură deschisă, ea poate îndrepta starea, prin ea oricine în lume poate afla fericirea. Și gândindu-ne la valorile pe care le-a dat Dumnezeu, versetul 4 sau strofa 4 spune, cartea asta Dumnezeu ne-a dat. Ea e izvorul fericirii. Când noaptea morții va sosi, razele ei vor străluce. Haideți să cântăm ridicați. Sfânta Scriptură deschisă, pasaj, Corinteni, capitolul 13, citind de la versetul 1 până la versetul 3, cuvântul Domnului se găsește la pagina 1123 pentru cei care deschid mai târziu. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângăritor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste,
nu-mi folosește la nimic. Amin. Amin. Tată Sfânt, ne închinăm înaintea ta și mulțumim pentru că ești prezent în adunare. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care este prezent în noi, care este în locul acesta. Mulțumim pentru cuvânt, mulțumim pentru posibilitatea de a ne închina în libertate, în liniște, în pace. Mulțumim, Doamne, pentru că avem posibilitatea de a ne apropia de cuvântul Tău. De aceea te rugăm să ne ajut să profităm la maxim de vremea aceasta, de timpul acesta de pace și de libertate. Te rog, Doamne, să binecuvântezi mai departe poporul Tău la ascultarea cuvântului Tău, să fim cu noi în momentele acestea și ajută-ne ca să înțelegem care este voia Ta cu privire la viața noastră. Ajută-ne să înțelegem, ajută-ne să împlinim cuvântul și Tu să fii lăudat în toate. Amin. 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 Păi vii să reocupați locurile. Bunul Dumnezeu să vă și să ne binecuvânteze pe toți la închinare în ziua aceasta. Mă bucur să vă repăt. Pe o parte vă recunosc, o parte sau adaos la biserică, într-o limbaj biblic sau adăugat, Domnul să vă binecuvânteze, să fiți binecuvântați, să fiți binecuvântare pentru lucrarea Lui Dumnezeu și mărturisesc că mă încearcă un soi de emoție specială pentru biserica din loc, pentru că, așa cum amintea frate Ilie, am fost un fel de copil de trupă aici, pentru că de la Suceava până la Arad se ajungea greu și se pleca greu înapoi ca să vină apoi luni, când ajungea trebuia să pornesc înapoi la Suceava și de la Suceava la Arad. Și așa că am fost binecuvântat și eu împreună cu fratele Ilie aici la școală. Cunosc mare parte din geografia zonei de aici a bisericii. Astăzi sunt așa în trecere pe la dumneavoastră în zonă și am zis să vin să ascult și o predică bună, adică a fratelui Ilie, dar nu mi-a fost dat, așa că dumneavoastră ați fost sacrificați, trebuie să mă ascultați pe câteva minute. Da, nu duceți lipsă de predicator sau în omul Domnului să vă binecuvânteze, să fiți bucuroși, așa cum auzeam cântarea corului, că vă puteți închina în libertate, în liniște, în pace. Noi suntem în proximitatea Ucrainei, acolo suntem implicați în lucrarea asta de ajutor a celor care tranzitează și a celor care nu pot tranzita. Vineri a fost acel nou, cu ajutorul Domnului, mâine seară încărcăm iar și câteva microbuze de la Suceava și apoi marți de dimineață încercăm să trecem la Siret Vama. Vremuri foarte interesante, n-am fost pregătiți, n-am fost niciun, nu ne-am așteptat și probabil nici dumneavoastră nu v-ați așteptat să trebuiască să lucrăm într-un asemenea context. Vă spun drept, așa, este imposibil să nu fii marcat, să nu fii afectat, mai ales când vezi mămici cu copilași. Nu fac fotografii, nu-mi place și nu dau fotografii, dar spuneam celor de familie, zic, mămică cu o fetiță de 3 ani și cu 2 gemene, dar cu gemene de 2 luni. Da, ne rugăm ca Dumnezeu să intervină, ne rugăm pentru frații din Ucraina, ne rugăm pentru frații din Rusia, nu știu dacă ați luat în calcul, pentru că sunt prinși și ei în contextul acesta, dar dincolo de toată povestea aceasta, credem în providența lui Dumnezeu, în suveranitatea lui, aceluia care singur, da, face tot ce vrea. Amin. Și cred că Dumnezeu este cel care poate să întoarcă lucrurile acestea spre slava lui. Amin. 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 Ca biserică venim după o sărbătoare de 50 de ani. Îmbătrânesc și frații de la Suceava. Noi avem doar 50 de ani. Baptismul a ajuns un pic mai cu întârziere în părțile de răsărit ale României, da? Mulțumim Domnului pentru lucrarea acolo. Sfinții din Suceava vă salută, fiți binecuvântați și Domnul să vă oprătească în toate mai departe. Amin. Amin. Am citit un pasaj, o frântură dintr-o capodoperă. Este un imn, este o capodoperă a lui Pavel și Apostolul Pavel scrie într-un context al unei biserici aflate în conflict. O biserică în competiție, nu știu cum la dumneavoastră în Arad, dar mai sunt situații în care sfinții din cadrul vreunei biserici încep să se întreacă între ei, fie ce privește bunurile materiale, fie modul în care se desfășoară slujirea. Și suntem în contextul în care bătălia mare era pe darurile Duhului Sfânt. Nu e subiectul meu, știu că
aveți învățătură să-l luați în direcția aceasta, dar în contextul acesta, pe finalul versetului, capitolului 12, Apostolul Pavel le transmite un mesaj. Mesajul este, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Și chemarea este la umbla pe calea aceasta a dragostei care se sacrifică, dragostea agape, dacă tot auzim vorbindu-se despre ea, este acea dragoste care vine de la Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Și asta este o ironie, pentru că oamenii aceștia se credeau extrem, extrem de duhovnicești, se băteau și erau în spiritul acesta competițional în ce privește manifestarea darurilor Duhului Sfânt, dar neglijau cu desăvârșire roada Duhului Sfânt. Și Pavel îi transferă din contextul ăsta al darurilor Duhului Sfânt, îi transferă în contextul acesta al roadei Duhului Sfânt. Și roada Duhului Sfânt este dragostea, bucuria, pacea și cunoaștem pasajul. E bine, mesajul pe care îl transmite Pavel este, ok, vă închinați, sunteți prezenți, vă manifestați darurile pe care le aveau sau pretindeau că le aveau în vreme de atunci. Zice, aveți o problemă. Și problema voastră este că activismul vostru și toată manifestarea aceasta este motivată greșit. Ar trebui să fiți motivați de altceva, și anume de roada aceasta Duhului Sfânt al Dumnezeu, de dragoste. Ce facem? Sunt în contextul în care, fraților, hai să facem să ajutăm refugiații. Ok. Ajută. Întrebarea care m-a atins pe mine și de asta zăbovesc la subiectul acesta. Ok. Facem, slujim, avem activism, mișcăm, cheltuim. Întrebarea este ce anume mă motivează? Sunt motivat corect sau nu sunt motivat corect? Sunt motivat de dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost dată prin Duhul Sfânt? Sau sunt alte motive ca să apărem și noi în fotografie, să apărem și noi pe sticlă, să fim și noi lăudați, să fim și noi apreciați că facem ceva doar pentru a face. Și am încercat să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și îmi doresc din toată inima ca, într-adevăr, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să vorbească în viața mea, în mine, da? Eu să umblu călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și fiecare credincios, în momentul în care se implică sacrificându-se în lucrare, să fie motivat de dragostea lui Dumnezeu. Acum, înțelegem din epistola lui Pavel către Romani că dragostea aceasta nu este confecționată de noi. Omenește, niciunul dintre noi nu poate iubi jertfelnic, cum ar zice limbajul ortodox. Da? Acea dragoste care se sacrifică. Niciunul dintre noi nu poate iubi sacrificator din firea lui pământească. De asta Pavel zice, nădejdea aceasta nu înșeală. De ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, da? Prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Adică ce înțeleg eu de aici este că nu biserica sau pastorul sau credinciosul sau oricare altceva fabrică dragostea aceasta, pentru că dragostea aceasta este supranaturală, nu este de proveniență omenească, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în noi, El rodește și dragostea aceasta este a lui Dumnezeu. Noi, în limbaj mai tineresc, noi dăm practic share, da? Distribuim dragostea aceasta, că nu este de la noi, Dumnezeu a turnat, ne-a dat, iar noi la rândul nostru dăm mai departe. Ok? În versetele astea le vorbește Pavel despre importanța dragostei. Este importantă sau nu este? Și Pavel zice, este foarte importantă. De ce? Pentru că voi vă adunați acolo, da, mesajul către cei din Corint și vă lipsește dragostea. Nu știu cum ar arăta o adunare în vremea de astăzi fără dragostea lui Dumnezeu. Acum n-aș vrea să avem o abordare din aia naivă, în care credem că toți ar trebui să fim prieteni cu toți și să avem la cataramă, să, așa, în limbajul românesc. Nu. Este vorba despre o altă dragoste. Dragostea acea jertfelnică, acea dragoste care vine din Duhul Sfânt al Dumnezeu. Și Pavel zice, chiar dacă sublinează în versetele astea importanța dragostei de Dumnezeu,
Sunt câteva aspecte pe care le amintește. Zice, chiar dacă aș vorbi, da? Chiar dacă aș vorbi în limba omenești și îngerești. Dar dacă, zice, chiar dacă ai comunica, ai fi cel mai bun în comunicare. Dacă ai vorbi în limba omenești. Și mie la școală mi-a plăcut mai mult fotbal, nu știu dumneavoastră, sportul era cel mai fain. Am făcut rusa la școală. Și ceea ce mi-a amintesc de la rusă, știu, nehaciu nebun, nu vreau și nu fac. Acum ne intersectăm cu refugiații și ne-am înzgârit de limba rusă și de ucraineană, să întreb și de engleză și de italiană. Zic, doamne, ce bine era dacă subsemnatul ar fi ținut minte și ar fi învățat limba rusă și ucraineană și engleză și... vorbim în toate limbele acolo, mai ceva ca la noi. Încercăm să ne înțelegem, pentru 99,99% nu vorbesc decât limba ucraineană, limba lor de acasă. Dar, doamne, ce bine ar fi fost dacă aș fi putut comunica mai multe limbi și n-aș fi vărsat cea mea la școală. Da, în contextul ăsta, Pavel zice, chiar dacă ai vorbi în toate limbile, omenește vorbi, da, să fii un foarte abil comunicator, să fii un foarte bun orator, să stăpânești retorica, da? Să fii un lingvist adevărat, să nu ai greșeli de articolare. Da, exact acum am greșit, ați văzut. Să fii un foarte bun vorbitor. Ce spune Pavel? Ok, comunici la perfecție. Dacă nu ai dragostea care vine din fusul lui Dumnezeu, ce zice el, ești un gong din ăla, un taler din ăla de la fanfara, da? Chiar dacă, zice, pleacă exagerând în hiperbol, zice, chiar dacă ai vorbi în limbi, îngerești. Nu care exista. Dar, pentru că ați văzut de obicei, îngerii vorbesc fluent limba căruia îi se adresează. Zice, dom'le, exagerând, să fii cel mai bun comunicator. Și lucrul ăsta mă responsabilizează pe mine ca predicator, lucrul ăsta mă responsabilizează pe mine ca vorbitor, încercând să înțeleg importanța iubirii față de cei pe care îi păstoresc, față de cei cărora le comunic, le vorbesc. Și lucrul ăsta îi responsabilizează nu numai pe cei care predică, ne responsabilizează pe toți de la urmare. Și, domnule, eu așa sunt eu spun adevărul. Bă, adevărul zici? Adevărul se zice? Dragoste. Ok. Asta încearcă Pavel, prin Duhul Sfânt, să sublinieze importanța dragostei. Chiar dacă ai vorbit foarte bine, chiar dacă ai fi un foarte bun speaker, da? Ca să folosesc un cuvânt foarte la modă, chiar dacă îți lipsește dragoste, și Doamne ajută-mă, ca de fiecare dată când vorbesc, să fiu motivat de dragostea Lui Dumnezeu, acea dragoste care este turnată Lui prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care ne-a fost dat. Pavel continuă și zice, chiar dacă aș avea dar o prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș comunica, chiar dacă aș cunoaște, dar chiar dacă aș cunoaște toate tainele, ideea de taină pare să se referă la ceea ce ține de misterele lui Dumnezeu, de ceea ce știe Dumnezeu. Pentru că nu e așa, cel care prorocește pretinde că revelează ceva din partea lui Dumnezeu. Și Pavel zice, chiar dacă ai fi la nivelul în care să ai cunoștința lui Dumnezeu, să știi că știe Dumnezeu, să nu aibă Dumnezeu nimic ascuns față de tine. Da? Deci degeaba, dacă nu ai, dragoste. Poți să ai toată știința, adică să ai toate diplomele, să fii cel mai tare, da, absolvent. Mesajul ăsta este că, fără dragoste, cunoștința, da, nu ești nimic. Nu sunt împotriva școlii. Doamne ajută, slavă lui Dumnezeu pentru cei care studiază. Adică pentru noi toți, că noi toți studiem, așa. Dar cunoștința trebuie să vină la pachet cu dragoste. Pavel subliniază importanța dragostei în ce privește comunicarea, cunoștința.
vorbește mai departe și zice, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții. Nu știu dacă înțelegi, nu este vorba despre credința în vederea mântuirii, ci este vorba despre credința în vederea acțiunii. Nu știu dacă vă mai întâlniți seara la rugăciune. Deci se întâlneau frații. Se întâlneau frații la rugăciune. Și fiind școlier pe aici, pe zonă, jucam fotbal, dar noi nu știam de frații să la rugăciune. Țin minte. Și un frate a ieșit și ne-a certat. Ne-a certat un frate, nu mai țin minte, fratele. Dar zice, noi ne chinuim aici și voi jucați fotbal. La rugăciune. Și am zis, mă, frații nu se chinuiau la rugăciune. Rugăciunea n-ar trebui să fie un chin, da? Credința asta despre care vorbește Pavel presupune rugăciune mult în vederea. Noi mai avem surori care vin la rugăciune și fratelul insistă să vină frații, că uite, nu vin, bă, și zic, măi, păcătoși ăștia nu vin. Și riscul este să te adun la rugăciune și să fie cu privirea pe aia care nu vin și să-ți amărască inima și să-i amărăște toată lumea, cu toate că ești prezent la rugăciune. Adică e bine că, dar importantă este iarăși dragostea care vine de la Dumnezeu. Chiar dacă aș avea credință încât să mut munții, să fii plin de credința aceasta și să te rogi și să se întâmple ceea ce am încercat să le explic fraților de la Suceava ce presupune credința asta și cred că e nevoie de o credință mai mare. Adică să iei un baptist din ultima barcă și să-l aduci un pic mai față sau să-l cobori de la barcă și să zici, haide să cu toți în sală. Aia este credință mai mare decât credința în vederea mutării munților. Deci, nu, eu aici, noi nu. Credința, da, care acționează. Vorbește Pavel despre iubire, despre dragostea aceasta care se sacrifică în contextul actelor caritabile. Și lucrul ăsta încerc să-l înțeleg și caut să avem o motivare sănătoasă, biblică, din partea lui Dumnezeu, anume să acționăm, să facem ceva, să ne sacrificăm, dar motivat sănătos. Da? Ați văzut, e foarte cunoscut, un patron de echipă de fotbal, în momentul în care merge să dea ceva, să ajute pe cineva, cheamă și televiziunea. Și am sentimentul că uneori și frații ei, nu știu, fac la fel. Dom'le, nu există să dea o traistă de o sacoșă cu pâine sau cu ceva, până nu apare pe Facebook. Eu cu nu știu cine, eu cu ajutând. Ideea este de act caritabil, ca un program sistematic în care dau din ceea ce ne aparține până când eu rămân fără nimic. Și asta ar fi mesajul. Că poți face acte caritabile, dar să nu-ți ajute la nimic sau să nu fii nimic. Versetul 3 zice, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Și mai apare ideea din finalul versetului 3. Iar dacă mi-aș da trupul să fie ars. Vă mărturisesc că viața sau viețile sfinților, a martirilor, întotdeauna m-au marcat. Cei care au fost tăiați cu ferestre, ghilotinați, arși pe rugă. Deci vorbim despre sacrificiu suprem, vorbim despre jertfă, despre... Și Pavel zice, ok, am înțeles. Dragostea se sacrifică, dragostea se jertfește, dar interesant că sacrificiul nu este întotdeauna motivat de dragoste. Și asta încearcă Pavel, zice, nu ne s-ar putea să dai trupul să-ți fie chinuit și vorbește despre chinurile acestea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem totala noastră dependență de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, de călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, de nevoia de a umbla sub învățătura Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Avem nevoie să
ne verificăm de fiecare dată când acționăm, când facem ceva în adunare, să vedem care este motivația. Da, zice Petru în altă parte, zice, mai presus de toate, adică înaintea tuturor lucrurilor, să aveți o dragoste fierbinte. Ideea este de intensitate, ideea este că înainte de a predica, Ionuț este cel care își verifică motivația, dacă face din dragoste sau face motivat rău. Pavel continuă și vorbește despre interdiții. Da? Am văzut în versetele 1 la 3 importanța dragostei. Da, e importantă dragostea în ce privește comunicarea, cunoașterea, credința. Vorbim despre caritate, vorbim despre chinuri sau suferință, martiraj. Dar în același timp, Pavel spune, dragostea aceasta rostește anumite interdicții. Păi zice, dacă este dragoste, ba, da, da, dragostea presupune interdicții. Și dacă vă uitați în început cu versetul 4, dragostea nu. Și sunt vreo 8 interdicții pe care le rostește cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea nu pismuiește. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că dragostea nu invidiază. Dragostea nu fierbe sau nu arde de gelozie. Nu știu, sunt oameni invidioși al meu astăzi sau în alte adunări, dar la noi nu stau. Poate apărea invidia în biserică. Gelozia. Și ăștia din Corint era clar că se invidiau între ei. De asta îi trage Pavel de mânică, zice, bă, opriți-vă un pic cu tărăboia asta și cu harababura asta în biserică. Cam da, da, zice, lăsați-o ușor, hai să vă arăt un pic o cale mai bună. Hai să rodim prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și, într-adevăr, dacă vreți să manifestați, voi da, ce cu trecerea asta, cu zbaterea asta, cu luptele astea. Și sunt două forme ale invidiei. Gelozia aia în care vreau și eu ceea ce are Dacian, da? Vreau ce ai tu să am și eu. Da, îmi place mașina ta și mă roade ceva, mă motivează și vreau să ai, să am ceea ce ai tu. Ești mai des la amvon, eu sunt în bancă și mă roade și mă enervează, dar vreau și eu să ies mai des la amvon ca fratele cu tare. Câți mai des în față? Da, nu știu exact desfășurarea asta problemului, dar mă roade ceva și mă... Și pare zice, dragostea nu invidiază. Da, dragostea nu invidiază. În prima formă, a doua formă, cronicizată, agresivă, acea formă a geloziei, a invidiei, care e pe sistemul românesc, să moară capra vecinului. Da, iertați-mă, da, e ușor de înțeles asta, da? Adică, ce presupune treaba asta? Dacă ție îți merge ceva, eu aș spune, domnule, tu nu ar fi trebuit să ai ceea ce ai. Și îți doresc răul. Pentru că firea mea pământească îți dorește răul, pentru că tu ai ceva, ceea ce eu nu am. Tu ai progres, ai faimă, ai un nume mai bun, știu eu, stai mai bine din punct de vedere financiar, ești mai des în față, ești mai vizibil în adunare. Și atunci încep să-ți doresc răul, da? Pavel vorbește despre zavistii, certuri, dezbinări, da? Vorbim despre invidie, care duce la ceartă, cearta duce automat la... dezbinare. Nu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu dragostea lui Dumnezeu motivează. Și zice Pavel, dragostea asta care vine de la Dumnezeu, din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în adunare și care locuiește pe fiecare credincios. Dragostea aceasta nu invidiază. Nu este geloasă. Doamne, ajută-ne să fim sănătoși din punct de vedere spiritual. Mare lucru este să nu te poți uita la fratele pentru că îl urăști. Și dacă ea se așează în spate, eu mă așez. Povesteam cu David și zice, dumneavoastră, zice, ce? Zic, nu încăpeau, frații. Cum, dar erau mulți? Nu trebuie să fim. Doi. Se întâmplă doi la un să încap. Nu-i cazul. Noi încăpem. Cu toate că stăm bine. Da. Dragostea nu invidiază, nu este geloasă. Lucifer a vrut să fie ca Dumnezeu.
să fie mai mare, că nu se putea, știa teologie. Ce să fiu ca Dumnezeu. Ce-l motivează? Eva, în grădina Edenului, stă de vorbă cu șarpele și are loc un debate acolo, așa, un talk show de asta. Și omul zice, da, Dumnezeu știe că în momentul în care voi veți fi, și apare genzia, dorința de a fi ca. Într-un context cald al familiei, al închinării Cain și Abel. Dumnezeu apreciază închinarea, la unul privește cu drag, la celălalt nu privește cu drag, și spune cuvântul lui Dumnezeu că Abel a fost ucis de fratele său, ăla cu care se închina, da? Ăla cu care a venit înaintea lui Dumnezeu. Fratele lui bun. Care e problema? Gelozie. Iosif și frații lui. Vă amintiți? Întotdeauna mă fascinează Iosif. Dar mă miră și partea aia cu haina aia, pestriță. Ce-a trebuit lui tată să o îmbrace pe ăla? Și aici sunt atent că noi avem 6 copilași acasă, 5 acasă, unul aici. Și sunt atent, da? Sunt atent ca nu care cumva să mă suspecteze sau să interpreteze vrungesc că pe unul îl iubesc mai mult și că pe ăla la altul îl dezavantajez. Asta este un risc. Nu știu ce a fi fost, dar e clar că un gest în ăsta de a-l îmbrăca pe unul mai prestiz decât pe celălalt atrage gelozia și cine nu cunoaște episodul cu Iosif sau Daniel. Arunca pe ce? Tot din gelozie, din invidie. Fratele mai mare, ăla care stă acasă și îl chinuie și lucrează, ăla pocăitul adevărat și se întoarce un, nu-i zic cum aș putea să zic, un fiu risipitor se întoarce și ăsta roade gelozia. Invidia, da, eu ți-am slujit, da, eu am stat, da, eu am fost la adunare. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu invidiază, dragostea nu este geloasă. Nu mă deranjează talentul tău, nu mă deranjează popularitatea ta, nu mă deranjează succesul, nu mă deranjează frumusețea celuilalt. Pentru că Duhul Sfânt al Dumnezeu este în mine. Da? Înțeleg și, că sunt total dependent de prezența divină în viața. A fel firește, ne-am mușcat între noi, ne-am urât, n-am încăpea în același spațiu. Dragostea nu invidiază, dragostea nu este lăudăroasă. Sunt oameni lăudăroși la Arad? Ce ziceți? În altă parte, așa, dragostea nu se laudă. E o diferență între laudă și gelozie. Da? Gelozia presupune că eu doresc ce are celălalt sau vreau să te dobor. Lăudăroșia presupune că eu vreau să te fac gelos. Da? Mă enervează când te lauzi, îmi place când mă lauzi. Dacă nu mă laud tu, mă laud eu și mă laud în așa fel încât să te fac gelos. Și încep să vorbești despre familie. V-ați gândit vreodată, surorilor, că vorbim despre familie, s-ar putea să, domnule, bă, ce-ți face? A, el zice, lucrează, câștigă. Ce te motivează când povestești? Domnule, fata mea, băiat, povestea cineva, zice, băiatul meu este în cadrul armeției. Era, nu zic de limba română, da, super fain, dar ce anume motivează povestea asta? Ce anume ne motivează în slujire? E un pasaj interesant în Filipeni și vreau să vi-l amintesc. Are Pavel un subiect interesant, deci, cu
contextul predicării. Nu știu dacă v-ați venit vreodată că poate apărea în Biblia chiar și în slujire și între slujitori. În versetul 15, în Filipeni capitolul 1, Pavel zice, unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din izmă, din invidie și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia de urmă lucrează din dragoste. Aceștia de urmă lucrează din dragoste ca unii care știu că eu sunt în săgeam cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi din duh de ceartă și vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adaugi o necază la lanțul de mere. Cine pasă, oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur că lucrul acesta, de lucrul acesta și mă voi bucura. Pavel are suficientă înțelepciune, abilitate și să zic că pe mine nu neapărat mă interesează motivația sau mesagerul, ci mai degrabă mă interesează mesajul. Să ajungă mesajul, mai departe judecii Dumnezeu. Dar mă șochează ideea că se poate face din invidie, din gelozie să predici, ca să faci invidios pe cine? Pe celălalt, nu? Pentru a te lăuda. Pentru a te da mare. Asta zice Apostolul Pavel. Dragostea nu se laudă, nu se dă mare. Probabil cunoașteți expresia care spune, ăsta de mic se dă mare. Ăsta de când era mic, el se dădea mare. Știți? Era vorba aia în fața blocului, că s-a crescut într-un mediu civilizat în fața blocului. Și voi ce te dai? Voi ce te dai? Mare. Câteodată ar trebui și la adunare întrebat. Ei, ce te dai? Balșă. Mare. De ce? Pentru că nu rodim predursul la Dumnezeu. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu este arogantă. Dragostea, da? Și cei din Corint erau suficient de aroganți. Credeau că au cunoștințe doctrinale, daruri spirituale, pastori, predicatori, cei mai de seamă. Și Pavel zice, nu vă lăudați bine. Nu vă lăudați bine, sunteți carnali, firești, lumești, le zice. Sunteți idolatri, imorali. Și zicea, voi aveți probleme și voi credeți că, da, vă dați mari, vă lăudați cu păcatele voastre. Dragostea nu este arogantă și Domnul să ne ajute pe noi, cei care pregătăm casa lui Dumnezeu, să fim atenți la ceilalți, că s-ar putea să nu fie dintr-o familie de soi. Și spune Domnul din ăsta, nimic, ce poate și bun din Nazaret, nu-i așa? Păi eram la examen la școală, la București. De unde ești? Păi de unde era? De departe, nu-i așa? Dar de ce mă întrebați, că Dumnezeu? Dar conta de unde ești? Da, nu contează de-al cui ești sau de unde ești. Și slavă lui Dumnezeu, pentru că nu se uită, domnule, asta este din partea de nord și asta este din partea de sud și ăsta e mai mântuit sau e mai mântuibil decât ceilalți. Lăudați fie numele Domnului, că Domnul nu privește la ambalajul ceea ce izbește privirea. Da, nu este arogant, nu disprețuim. Duhul Sfânt al Dumnezeu nu mă lasă să disprețuiesc pe nimeni din adunare. N-are bani. Îi îmbrăca mai amărât. N-are nici măcar pensie. Trăiește numai după zi. Dar nu. Dragostea nu este arogantă. Nu mă lasă să... Nu-mi dă voie să disprețuiesc pe cineva. Vine mai amintesc pe celelalte. Pe lângă aroganță. Dragostea nu se poartă necuvincios. Adică nu este bădărană. Dom'le, eu le zic, așa le zic eu. Eu sunt uimit de unii care se ridică la adunările generale și, dom'le, tot anul cântă, numai amin și aleluia la adunare și se vede ce rugăciuni frumoase și pompoase și la adunare zici că-i bau, ce zice, dom'le, zic, dom'le, și ăsta de vorbește așa. Și, dom'le, eu am spus adevărul. Adevărul trebuie comunicat în dragoste. Nu ești bădăran. Da? Necioplit. Nu, zice, i-am croit, i-am dat. Dar n-am văzut tumefier din dragoste. Zice, a bătut-o, dar o iubește. Dar ca să timp și altă.
tale, tale, da, dragostea nu este necuvincioasă, disgrațioasă, grosolană, bădărană în abordare. Și ăștia erau, dacă vă amintiți, la cina Domnului, Pavel îi mustră, zice, da, eu îmi bag la voi, zice, voi nu aveți casă unde să mâncați și să vezi că erau unii din, din categoria lor mai selecți, care ajungeau primii la, la agapele alea și erau sclavi, erau robi care pare să veneau din urmă și când ajungeau, nu mai prindeau din, pentru că lumea bună, zice, bă, mâncăm noi, în limbajul celor care vopt armata, mâncau cu capul în valiză, da? Zice, lasă-mă prostimea, ăia, lasă-ți. Și Pavel asta zice, dragostea lui Dumnezeu, nu e, nu încearcă să-l facă de râs pe ăla la altul, să-l expună, da? Să se simtă de nimic ăla la altul. Da? Dragostea nu este egoistă, nu-și caută folosul său. Dar zice cineva, zice, tratați egoismul și veți replanta grădina Edenului. Da? Nu egoism. Doamne, ajută-ne. Și încă trei lucruri pe care le amintesc. Dragostea nu este mânioasă. Nu se lasă provocată la mânie. Da? Nu indexează rău, da? Nu se gândește la rău în limbajul mai departe. Nu contabilizează. Nu știu cum ai un index și de obicei la indexul ăla te duci ca să vezi despre... nu, sunt cazuri în care indexează și întâlnești familii care nu-și vorbesc și zice, dar de ce nu-și vorbesc și nu colaborează? Zice, domnule, nu știm exact, așa au moștenit de la bunici. Și ei așa știu că neamul locutare nu vorbește cu neamul locutare. Ce dragostea, dragostea nu se gândește la rău. Dacă ai ști ce mi-au făcut, dacă ai ști ce mi-au făcut, câte zile fi, nu, nu am uitat. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, da? Nu știu cum e la dumneavoastră, la masă. Noi avem un mol în Suceava acolo, bine că nu mai multe. Și la molul ăsta se întâlnesc sfinții. Și se întâlnesc sfinții și bagă în tocător pe toți și pe toate. Au ieșit, dacă ai ieșit între ei, știți cum erau la țară bănguțile alea la poartă? Nu știu dacă e în Ardea așa, dar trecea așa ca prin fața tribunalului, la Curtea Supremă. Îl indexa, îl repera în capul străzii, zicea să acuie. Și oprezul de judecată zicea, ia locul tare care îl ține prea blu. Și dacă ți era dosarul și știa exact ce ai mâncat, sau dacă nu zice, te oprea și... Câteodată așa se întâmplă la lumea. Și după asta mesajul pleacă la mort, pleacă mesajul acasă la masă și copiii noștri stau și ascultă vorbele rele spuse de tine, de fratele celălalt și ce-am făcut? Mă opresc aici ca dumneavoastră să vă bucurați. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă o învățătură și îmi doresc în toată inima, în povida slăbiciunilor dumneavoastră, să înțelegeți mesajul Evangheliei. Mesajul Evangheliei care ne responsabilizează și pune pe noi o povară, povara aceasta de a fi motivați corect, sănătos în slujirea noastră. Anume, dragostea care vine la Dumnezeu. Nu noi o inventăm, nu putem mima, chiar dacă putem avea o abordare, un soi de mimetism de ăsta pocăit, în care simulăm că ne pasionează. Nu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie neapărat să fie prezent în viața bisericii și în viața mea, credincioșul. Și mai departe, acționez ascultând mesajul cuvântului, ascultând chemarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. În același timp înțeleg că dragostea nu face tot ce vrea. Dragostea are anumite interdicții și peste câțiva ani continuăm și în partea a doua a predicii. Dar m-am bucurat să vă văd, să vă recunosc. Ați fost tineri, ați rămas frumoși. De-a seama, Domnului, că sunteți prezenți la închinare, Domnul să vă ocrotească, să vă binecuvânteze mai departe. Și tot ceea ce facem, să facem motivați, biblic, corect, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, al lui să fie slavă. Amin.
Amin. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul prezentat despre această problemă fundamentală, sensibilă, prioritară a vieții de credință, dragostea, darul cel mai mare și roada cea mai importantă a Duhului, prima. Mai presus de toate trebuie să avem dragoste. Vreau să încheiem cu cântarea de la numărul 315. O să cântăm prima și ultima strofă, a treia, pentru că ne dă soluția. Cum putem, unde putem să învățăm dragostea asta? E dragostea pe care o primim prin Duhul Sfânt, dar pe care o și învățăm cumva. Avem un model permanent. Cine a fost așa? Domnul Iisus. El a fost iubirea întrupată, desăvârșită a lui Dumnezeu. Toate aceste manifestări caracteristice ale dragostei le putem vedea și le învățăm privind la Domnul Iisus și ne rugăm să le avem și noi, așa cum am fost îndemnați în această dimineață, să le avem aceste, să se vadă dragostea aceasta prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Vă invit să vă ridicați și să cântăm această cântare, prima și ultima strofă, darul sufletesc cel mai sfânt este iubirea sinceră. Când știi iubirea în adevăr, Iisus e în inima ta. Dragostea lui Dumnezeu și să fim credincioși adevărului în dragoste, în toate privințele. Vreau cu voce tare, fratele Dacian, să ne conducă în rugăciune, ceilalți toți în sufletele noastre, să ne plecăm ființe înainte Domnului. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că și în această dimineață ne-am putut bucura în casa ta. Îți mulțumim pentru cuvântul prin care ne-ai vorbit și ne-ai cercetat. Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu, Dumnezeul drept, sfânt și atotputernic, te-ai apropiat de noi și îți mulțumim pentru că ne-ai mântuit. Ne-ai făcut parte de dragostea ta și îți mulțumim pentru că ai înturnat-o în inimile noastre prin Duhul tău cel sfânt. Îți mulțumim pentru prilejul pe care ni-l dai și pentru harul care îl avem ca să te slujim pe tine. Îți mulțumim pentru că avem timp de har. Amin. Îți mulțumim pentru că avem libertate să facem lucrul acesta. Amin. Dorim, Doamne, să înțelegem această oportunitate și cu înțelepciune ajută-ne să investim tot ceea ce avem de la Tine în slujba Ta. Amin. Dorim, Doamne, că această
muncă, această investiție să fie una motivată de dragostea pentru tine. Amin. Amin. Dorim, Doamne, ca în tot ceea ce facem, în lucrarea ta și în trăirea noastră zilnică, dorim ca să fim conduși și călăuziți de dragostea ta. Amin. Dorim pe mai departe să ne binecuvintezi ca și biserică în această societate. Amin. Și dorim, Doamne, ca să strălucim. Dorim ca să te prezentăm pe tine. Amin. Dorim ca să fim credincioși în lucrul încredințat. Amin. Te rugăm ca să binecuvintești pe fratele păstor care ne-a adus cuvântul tău. Binecuvintează-l împreună cu familia lui, cu biserica unde slujește. Și dorim, Doamne, ca și în aceste vremuri tulburi, dorim ca în locul în care i-ai așezat să-i faci de folos. Amin. Dorim ca să binecuvintezi și Biserica Biruința, lucrarea Amin. Care se face acolo în această dupămasă. Și dorim, Doamne, ca prin Duhul Tău și prin Cuvântul Tău să vorbești și să cercetezi suflete. Amin. Te mulțumim pentru că ești cu noi. Dorim ca în continuare să ne călăuzești și voia Ta să se facă în viețile noastre. Amin. Amin. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului să fie și să rămână cu noi și în noi fiecare până în veșnicii. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru tot ce ne-a dat Domnul în prezența Lui, în părtășie, în închinare, slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru toți cei care au fost la închinare, mulțumim Domnului și pentru Tatăl Ionuț, pentru mesajul pe care ne-l-a adus și ne rugăm ca Domnul să îl binecuvinteze, să ne însoțească, salutăm Sfinții de la Suceava, frații de acolo care sunt pe ogorul Domnului. Cu salutul nostru, Psalmul 29, versetele 10 și 11, Domnul să vă dea tărie și pace în aceste vremuri. Amin. Așa cum știm, majoritatea, după masa aceasta, adunarea bisericii va fi împreună cu Biserica Biruința la casa lor de rugăciune. Prin urmare, aici nu va fi adunare, nu va fi întâlnire după masă la ora 5. Următoarele întâlniri aici vor fi joi seara la ora 6, apoi duminica viitoare de la 10 ne adunăm dimineață în casa Domnului și dimineață după închinarea împreună ca biserică vom avea și consfătuirea frățească anuală, adunarea generală a bisericii. Iar după masă de la ora 5, duminica viitoare este din nou întâlnire aici în casa Domnului la locul nostru de închinare. Domnul să fie cu noi toți, să ne călăuzească în voia Lui, în adevărul Lui și să ne facă iubitori, înțelepți și credincioși în locul pe care ne-l-am credințat. Amin. Amin. Cu harul și pacea Domnului, adunarea se iubește.